Pornirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989, Ziua Națională a României. De atunci și până în prezent, această zi este sărbătorită cu mare fast în toată țara, prin depuneri de coroane, parade militare și spectacole. La Giurgiu, foarte mulți oameni au simțit că trebuie să sărbătorească Ziua Națională a României și au ieșit cu sutele din case ca să asiste la manifestări. Tot orașul a fost astăzi îmbrăcat în tricolor. Fie că și-au pus la geamuri sau la mașini, stegulețele tricolore au fluturat astăzi în tot Giurgiul. Manifestările de 1 decembrie au debutat de dimineață cu depuneri de coroane la mauzoleul din Parcul Elevilor. Momentul desfășurat în Parcul Elevilor, toată delegația oficială s-a deplasat la Biserica Eroilor, unde un sobor de preoți a oficiat și o slujbă religioasă în cinstea eroilor neamului. Și la Giurgiu, manifestările organizate cu ocazia zilei de 1 decembrie au debutat în această dimineață cu o serie de acțiuni comemorative la monumentele eroilor. Prezente au fost și autorității locale, dar și reprezentanții ai instituțiilor descentralizate și, nu în ultimul rând, giurgiuveni, simpli giurgiuveni care au simțit nevoia să fie alături de cei care au luptat pentru o viață mai bună. Pentru odihna sufletelor adormiților omilor lui Dumnezeu, eroi ostași, luptători români din toate locurile și din toate timpurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Au depus coroane de flori reprezentanții tuturor instituțiilor din subordinea Ministerilor de Interne și Apărării, ai partidelor politice, ai veteranilor de război și ai altor instituții giurgiuvene.